Am văzut niște videouri pe net cu acest nou sistem de operare și pot spune că este fluid, mai fluid ca Android-ul. Adică este mult, mult peste. Adică este, unii spun că e mai fluid decât iOS-ul. Deci este, mă refer la multitasking. Da, da. Suntem singurii din industrie care împingem ecranul mat, care e un mare diferențiator și sunt convins că o să prindă foarte mult, din ce în ce mai mult. Singurul smartwatch, nu numai din România, dar și din lume, care are o funcție certificată medical și anume tensiunea arterială și are și EKG-ul tot așa certificat medical, dar pe partea de tensiune arterială este singurul certificat medical. Din punctul meu de vedere, când nu mai poți să aduci nimic și vrei doar să spui că am scos un nou telefon sau un nou sistem de operare care aduce ceva nou, ce faci? Ai, gata. Deci au fost și meme-uri pe tema asta, multe. Salutare și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului nostru Update Go For It. Astăzi îl avem alături de noi pe Francis Curco, PR manager pentru Huawei România, dar și o cunoștință ce obțin de-a mea mai veche, de mulți, mulți ani. Dar mai bine te las pe tine să te prezinți ca să știe lumea pe unde ai fost, ce ai făcut de-a lungul anilor. Mersi frumos pentru invitație. Într-adevăr, ne știm de ceva timp. Pasiunile ne unesc. Toată viața mea am lucrat în zona asta a IT-ului. Să zicem că prin 2000 mi-am dat seama că nu facultatea de matematică este direcția în care vreau să mă duc și m-am îndreptat către calculatoare și imediat după, prin 2002, m-am angajat la revista CIP. Atunci mi-am dat seama că tehnologia și combinația cu jurnalismul IT este ceea ce îmi doresc. Au trecut ani și, evident, a fost o perioadă mai dificilă pentru presa scrisă. Știm amândoi ce a însemnat asta prin anii 2008-2010. Unii au reușit să se reconfigureze pe online, pe presa online, cum ești tu, iar eu am ales tabăra elaltă, cum a și spus cineva din presă că am predat tabăra, și am ajuns în zona de PR. Și din 2008 am tot cochetat cu acest PR, dar tot în tehnologie am rămas și tot aproape de jurnaliști am rămas. Deci acum, după multe, multe branduri, iată-mă la Huawei de imediat 3 ani. Ah, bun așa. Da, apropo de ce spuneai că mulți s-au reorientat către online, există un farmec ca nume în presa tipărită care lipsește în momentul de față. Da, mă rog, asta este... Și a forumurilor. Da, erau de acolo îți luai feedback-ul. Da, deci cum venea revista, în prima săptămână cum se distribuia revista, imediat dădeam buluc pe forum să vedem ce zice lumea de articole în astea acolo. Acolo erau comentariile, nu cum e acum pe site-uri sau pe YouTube la secțiunea de comentarii. Da, da, da. Și... Păi, și erau toate concentrate pe topic. Și erau pe forumuri, erau cititori serioși, adică care citeau revista de ani de zile și erau cu ratinguri mari și trebuia să le răspunzi și te consumai. Da, și da, da. Era ceva... Da, da, știu că chiar îți făceai inimă rea, ca să spun așa. Da, da, adică un comment rău îți strica toată ziua. Da, 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 știu, cunosc chiar foarte bine aceste sentimente. Hai să intrăm în subiectul, să zicem, emisiunii de astăzi. Cu toții știm, cei pasionați de tehnologie, că ultimii ani pentru Huawei n-au fost, să zic, cei mai fericiți, cel puțin în domeniul smartphone-urilor, domeniul telefonelor mobile, unde de la o poziție fruntașă, inclusiv la noi în țară, dacă nu mă înșel, era aproape, aproape. Așa. Și... A scăzut mult cererea, să spunem, pentru telefoanele astea, din cauza restricțiilor venite de peste ocean, imposibilității de a folosi anumite componente
de origine americană. Nu doar componente, cred și tehnologia, adică și software, cred. Practic, de la Google a plecat tot. Adică, practic, serviciile GMS au fost oprite prima dată. Și ani de zile au rămas cele telefoane gen P30 Pro și alte telefoane care încă aveau pe Google. Care am încă colegi care îl ridică în slăv la ani de zile trecute. Da, deci, eu nu pot schimb care e cea mai bună cameră și acum. Și faptul că are încă Google. Da, 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 da. Și au fost mereu aceste, nu numai flagship-urile, dar în general telefoanele noastre au fost foarte fiabile. Și de aici au rezistat foarte mult în timp. Dar, într-adevăr, lipsa Google-ului a fost ceva ce nu am văzut-o venind. Deci a fost un șoc în primii ani. S-au căutat soluții de înlocuire pentru aplicațiile cu care oamenii erau obișnuiți. Și eu am prins doar ultima etapă, respectiv G-Space-ul, după aia mai nou MicroGiu, acum slavă Domnului cum acest MicroGiu am reușit să aducem undeva pe la un 90% GMS-ul înapoi ca și feeling și ca și număr de aplicații care funcționează, dar au venit destul de târziu și aceste piedici au erodat foarte mult market share-ul din Europa, în primul rând. Spune-mi un pic, în privința acestor dispozitive care în trecut erau bazate pe Android și în prezent pe soluția voastră, să spunem, custom, soluțiile voastre custom, mă refer la smartphone, tablete și așa mai departe, având în vedere că a fost piedica asta peste care încet încet s-a trecut, care au fost alte aturi, eu nu știu, de exemplu, la ultima gamă, ultima familie de smartphone-uri lansate de P70, sau mă rog, Pura. Pura, 70, a fost da. Rebotezat da, Pura. Da, da. Da. Care au fost aturile, sau mă rog, tablete, ce consider tu de cuvință, care au fost aturile care au ajutat clientul totuși să aleagă, în ciuda aparentelor dezavantaje, să aleagă soluțiile voastre? E o întrebare bună și deși sună aproape banală, zice că camera în primul rând. După P30 a venit un P40, după aia P50 Pro, P60 și mai nou acest Pura 70, intercalate și cu seria Mate. De obicei seria Mate apare toamna, Mate 40 a apărut imediat după, a fost prima serie high-end fără Google. După aia Mate 50 Pro, Mate 60 Pro n-a mai apărut în Europa și în toamnă, iarnă, acum ar trebui să apară Mate 70, despre care iarăși nu știm dacă apare în Europa. S-a dezvoltat foarte mult zona asta de camere. Și de ce? Pentru că foarte multe telefoane erau mediocre în zona asta și plus când ai totul la îndemână, când îți merge și Google, îți merge totul, n-ai nicio interdicție, tendința este să devii lazy. Și atunci când ești pus în situația în care mori sau supraviețuiești, încerci să aloci mai mult R&D în zona în care poți să fii cel mai bun. Și Huawei și-a dorit mereu să devină cel mai bun și cu P50 Pro a ajuns pe DxOMark pe primul loc, cu Mate 60 a fost pe primul loc în DxOMark. Chiar dacă mulți nu cred în DxOMark, totuși este un benchmark în industrie. Nici de revista Chip nu erau toți sau de Extreme da, PC. Evident, evident, tot timpul da. Spuneau, nu, domnule, da. E plătit, nu, lasă-ne, nu știu până ce. Până la urmă e un etalon. Da, e un etalon, totuși sunt niște sute de teste acolo. Sunt și unele subiective, dar majoritatea sunt și măsurabile și sunt măsurate cu diverse aparate și am reușit să, ca o paranteză o spun, Huawei este una din companiile puține care, chiar dacă se zice are în jur de 200.000 de angajați, peste jumătate, adică peste 100.000 sunt în R&D. Deci e o companie în care peste jumate din angajați nu sunt în diverse în vânzări, în marketing, în PR, ci în R&D. Asta arată faptul că e o implicare foarte mare. Chiar în ultimul an, în 2023, din
cifra noastră de afaceri care a fost aproape 100 de miliarde de dolari, un sfert s-a dus în R&D, care după Google era compania numărul 2 ca investiții, reinvestiție în R&D. Și R&D-ul ăsta la finalul zilei trebuie să scoată ceva, că nu poți să zici că 100 de mii de ingineri sunt... Evident, am văzut în sensul ăsta, modelul ăsta, nu știu în ce măsură va fi disponibil, să zic, la nivel global, dar acest model three-foldable. Da. În prima instanță e doar în China, pentru că, în primul rând, s-au făcut vreo 6 milioane de comenzi și noi nu suntem momentul ăsta... și datorită restricțiilor, nu suntem în măsură să livrăm atâtea telefoane și s-a decis ca în prima perioadă să meargă telefoanele să se focuseze pentru China și după aia posibil și pentru vestul Europei și posibil poate și la noi. Dar revenind la ce spuneam de cameră, de exemplu la Mate 50 Pro a fost primul telefon din lume cu diafragmă variabilă, iar la Pura 70 Ultra e primul care și iese și face un zoom. Deci s-a investit foarte mult în zona asta de cameră. Evident că asta nu ar fi fost suficient. Eu pot să spun că am testat foarte multe telefoane la viața mea. Are și softul ăsta foarte reușit, care nu se blochează și e foarte stabil. Și per total, chiar și cu acest Micro G, e un telefon pe care îl folosesc daily base. Chiar voiam să te întreb referitor la software, pentru că pentru cei, să spunem, mai puțin familiarizați cu ecosistemul actual Huawei, e un pic de, mă gândesc un pic de înlămurire, care sunt diferențele între MUI care se găsește pe telefoanele, înainte MUI era un skin de Android, acum e... Actually, e bazat pe Android în spate, dar peste care a venit interfața noastră. Da, deci asta știu este. Știu că MUI-ul se găsește pe dispozitivele astea, inclusiv cele noi care se comercializează... În Europa, sau mă rog, în afara Chinei. Da, așa, iar în partea Harmony cealaltă OS, e Harmony OS, care este dar doar în China. Dar Harmony OS, pe de altă parte, îl regăsim pe, nu știu, tablete, dispozitiv. Exact. Telefoane, chiar și căști. Deci, la sau nivel, la auto, pe auto. Da. Adică, la nivel de, hai să o luăm de smartphone-uri, uh-huh. Care e diferența între ele? Harmony OS este o direcție în care Huawei s-a dus din 2019, imediat după ce a început banul, ziua Z. Huawei a început să dezvolte foarte mult un sistem de operare care, evident, în prima etapă se bazează încă foarte mult și arată foarte mult a cel puțin pe telefoane mobile cu Android, dar au încercat să scoată codul acela Android din el. Practic, în mare măsură este tot Android în spate, dovadă că chiar dacă aduci un telefon din China pe Harmony OS în România, poți să instalezi pe la aplicațiile din APK-urile. Și asta arată că în spate are tot Android. În schimb, noul Harmony OS Next 5, pe care l-au lansat acum pe 22 octombrie, care e dezvoltat de 3 ani, va fi complet, e complet rescris. Chiar am citit pe Huawei Central și invit pe cei care vor să afle mai multe de Huawei să intre pe Huawei Central, sunt niște articole foarte interesante acolo. E o comunitate acolo, nu e pagina lui Huawei, dar e o comunitate fan Huawei, nu știu cum să-i spun mai bine. Și sunt bine și multe zvonuri acolo și multe bălării, dar sunt și articole faine. Și spunea că Harmony OS Next e dezvoltat de 3 ani și dezvoltatorii chiar se plângeau că e un sistem de operare prea închis, adică prea seamănă cu Apple, adică ei, noi înainte nu eram așa de închiși. Dar acum asta va merge doar pe dispozitive știi Huawei. Cum e când te arzi, sufli și în... Da, dar acum ne-au spus că noul Harmony OS Next nu are nici o linie de cod americană. Adică nimic adică legat de... cum ar fi. Da. Totul asta in-house. Presupun că înseamnă și că nu vor mai funcționa aplicațiile deja existente. Da, asta este și în China, pentru că deja au lucrat cu dezvoltatorii de mai bine de un an de când le-au trimis beta-ul,
El l-au lansat cu 15.000 de aplicații native și acum chiar lucrează la aplicațiile lor mari folosite în China. În schimb, ca să-l aduci în Europa, trebuie să lucrezi cu dezvoltatorii și să-i convingi să scrie pentru ceva nou. Și aici, în China ai piață, cota de piață mare. Da, și... deci eu cred că cel puțin câțiva ani va rămâne în China acest HarmonyOS Next și la noi o să existe ori acest MUI, ori HarmonyOS normal, clasic, până când se va putea folosi. Că acum și aici. Până când tranziția va fi completă, așa cum ar fi. Da. Așa. Deci există, ca să spun așa, viață și după Android. Da, 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 da. Și acum eu am văzut niște videouri pe net cu acest nou sistem de operare și pot spune că este fluid, mai fluid ca Android-ul. Adică este mult, mult peste. Adică este, unii spun că e mai fluid decât și decât iOS-ul. Deci este, mă refer la multitasking. Da, da. Și la faptul că noi avem și acest soft care era foarte care se putea folosi un ecosistem cu tabletul, cu un laptop, adică se conectau, se simt da, și se conectează, da, și se mută fișele foarte ușor. Deci toate chestiile astea merg even more seamless pe noua tabletă, pe Mate XT-ul ăla și pe toate astea. Apropo care de alte dispozitive, restricțiile văd că au început să se impună și în domeniul laptopurilor, unde Huawei avea unul dintre cele mai, să zic, reușite ultrabook-uri, Windows cel păi, puțin. Da, da, deci și culmea este că chiar era un partener Microsoft ca lumea, adică noi în România aduceam doar laptopuri cu sistem de operare, nu aduceam laptopuri cu Linux sau alt FreeDOS sau alte minuni din astea pe care le găsești. M-am uzat asta că cu sistem de operare FreeDOS. Da, da, nu știe da. Nimeni să folosească. Nu, și sincer, e mai rău când te duci acasă, nu știi Linux și tu iei un laptop cu Linux și trebuie să ras partiția și să... Da, e chiar, este dă, chiar nasol, Windows, adică da. Pentru cineva care nu-i familiarizat. Da, mă rog, dacă ai un prieten, toată lumea are un prieten, da, da, da. Dar noi am fost chiar parteneri și chiar suntem în continuare cu lumea partener bun cu Microsoft. Am fost și cu Intel și cu AMD înainte, dar n-a fost alegerea lor, n-a fost alegerea noastră, astea au fost deciziile. Și atunci, apropo, chiar ca o paranteză, în China, anul trecut ajunsesem pe locul 2 la laptopuri. Adică era o chestie, adică după Lenovo eram acolo, înainte de alți mari jucători. Și mă refer la HP, la Asus, la jucători de bază. Și pentru a, știu și eu, suplini lipsa asta pe viitor, care-i soluția? Păi e o vorbă românească care nu e neapărat foarte frumoasă cu orice, e un pas înainte. Așa. Cum spuneam și înainte, când ești strântorat, bagi mai mulți bani în R&D și îți dezvolți portofoliu. Și am acest entuziasm să spun că am relansat tableta, pentru că tableta era un dispozitiv care acum mulți, mulți ani se spunea că va înlocui laptopul când a apărut. Și după care a fost un hype mare care a dispărut, s-a spart bula și a rămas așa ca un dispozitiv văzut pentru distracție, pentru copii, părinții luau pentru copii. N-a ajutat nici perioada asta a pandemiei, pentru că nu. Că ai vrut sau n-ai vrut, a trebuit să te întorci la un PC sau la un laptop sau la ceva. Sincer, na, că eu am fost pasionat de laptopul și actually am ajuns la Huawei datorită laptopurilor, asta ca să vezi culmea ironiei. Înainte am fost la altă companie chinezească care n-avea laptopuri și când am văzut că pot să... Și înainte am fost și la Asus aproape 9 ani și mi-au plăcut laptopurile foarte mult. Acolo avea laptop. Aveau laptopul, da. Slavă Domnului, așa. Am zis, gata, încă o dată m-am întâlnit cu produsul meu favorit, cu laptopurile, care, sincer, laptopurile îmi plac mai mult decât telefoanele sau orice alt device. Dar așa a fost să fie. Și... în pandemie, laptopurile au crescut în diagonală și s-au ajuns la o diagonală de 15 și de 16 și 17 se căutau în pandemie. Adică a crescut care a de folosit acasă. Cum pentru că lumea vroia un laptop unde să mare, unde să vadă, să intre în Zoom, să fie toate ferestrele active și
Noi am dezvoltat foarte multe laptopuri de la 14 inch la 16 inch și erau foarte ok și stabile și rezistente în timp. Eu chiar înainte să mă angajez la Huawei, deja am cumpărat un laptop de la Huawei. Erau și asta... foarte bine construite, asta țin da, minte, metalice, la nivel calitativ metalice, Apple, ca să zic nu așa. Nu se încingeau, da. Asta odată, nu erau gălăgioase, asta mi-a plăcut, ecranul era super șmecher și m-au convins. Și erau accesibile și ca preț, da, comparativ da, cu altele. Da, 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 mai ales seria D. Eu chiar, de exemplu, lui fiul meu i-am cumpărat D16, care e un laptop absolut superb. Chiar când a apărut, acum 2 ani, primul model. Și încă îl folosește și l-a folosit și în pandemie foarte mult. Deci laptopurile au fost foarte bune și a venit iarăși această lovitură de nicăieri. Evident că un lucru pot să spun despre Huawei, sunt foarte încăpățânați și nu cedează așa ușor. Adică nu au renunțat la ideea de a mai face laptopuri. Ei în continuare dezvoltă in-house procesoare, așa cum știi bine și la... celebrele Kirin. Celebrul Kirin, da, care Kirin pe vremuri a fost cel mai bun procesor. Apropo, chiar la telefoane pentru procesarea imaginii. Adică lumea știe că când a apărut primul Kirin era mai bun decât Snapdragon la procesarea imaginii pe poze. Și doar că nu e la fel de performant, că noi avem câțiva în lag. E un lag, adică nimeni nu are pretenția să faci un procesor în 3 ani, că ar fi absurd. Dar se lucrează și eu am mare încredere că o să apară și procesoare mai performante și mai rafinate ca tehnologie și o să fim din nou competitivi și poate chiar pe laptop, pentru că am văzut că erau studii ca în următorii ani să piața de laptopuri să aibă foarte multe armuri. Da, păi deja primii pași serioși se fac. Toți producătorii mari au început să scoată câte un model, două cu procesoare ARM și pentru task-uri, 80% uzuale, din task-urile da. Uzuale pe care le face un om normal sunt arhi suficiente aceste procesoare. Evident că dacă vrei să faci randări și alte nebunii, probabil că îți trebuie bine, tot... Dacă mă întreb pe mine pentru task-urile uzuale și dacă pui unei tablete o tastatură, în da, general da, poți da, să faci da, deci... Asta este direcția, adică la noi acum ultimele tablete vin și cu, în cutie și cu tastatură și practic mesajul este că pentru task-uri obișnuite avem softuri destul de bine puse la punct. Avem stylusul acesta care este inclus în pachet și el, mă rog, în prima etapă când avem acele oferte și practic ai un mini laptop care ține bateria mult, dublu sau triplu cât la un laptop și îți faci treaba on the go. Da. Și e mult mai ușor. Un browser, un Word, o chestie de genul ăsta. Da. Da. Și noi acum aici am încercat să împingem piața mai departe la tablete și să creăm un segment pentru studenți, un segment mai sus pentru zona de creator, pentru că avem acest creion cu peste 10.000 de pași de presiune și avem soft dedicat, care singurul lucru care pot să spun că seamănă cu Photoshop-ul, dar e ceva de genul acela. E foarte, foarte complex. Parte, da. Eu mi-am prins urechile, nu sunt nici desenator, dar mi-am prins urechile de un soft al nostru și care e for free. Și iar pentru zona de business avem acele tablete de 13,2 inch, seria Pro, care are ecran mare și cu tastatura aia se adresează și zonei de business, adică pentru oamenii din business. Cine călătorește deci, și practic, lucrează. Deci, practic, avem un segment de la, nu știu, 1500 de lei până la 5000 de lei. Adică avem un segment puternic de tablete și suntem singurii din industrie care împingem ecranul mat, care e un mare diferențiator și sunt convins că o să prindă foarte mult, din ce în ce mai mult. Dacă, doar așa teoretic vorbind, dacă mă pui să aleg între un ecran mat și un ecran lucios, să aleg ecranul mat? Lumea încă nu a prins, dar acum sper că o să le expunem în toate magazinele și o să poată să le și pipăie oamenii să vadă ce înseamnă acest ecran mat.
Am văzut la televizoare, că unii producători, nu zic nume, au început să scoată ecran mat și ăsta e un lucru bun, pentru că lumea o să înțeleagă că ecran mat e mai bun și pentru ochi. Și plus, mai ales când scrii cu creionul pe această suprafață, zici că efectiv scrii pe o hârtie, adică altfel alunecă vârful stylusului. Am înțeles. Hai să trecem la un capitol la care, dacă la astelalte dinainte ați tot căutat soluții pentru a reveni în prim plan, în domeniul ăsta de care urmează să vorbim, sunteți, nu că în prim plan, acolo pe prima treaptă a podiumului, cel puțin în România, dar cred că nu doar în România. Ceasurile. Ceasuri inteligente, smartwatch-uri. Actually, în lume suntem pe locul 3, globally, worldwide. În China de 5 ani suntem pe primul loc, iar în România de vreo 3-4 ani suntem pe primul loc. Deci, eu zic că avem o poziție destul de confortabilă, pentru că aici, într-adevăr, s-a băgat foarte mult know-how. Deci, când a fost vorba de această diversificare de care ți-am zis, de la smartphone-uri, primul produs care a câștigat foarte mult atenție la Huawei au fost ceasurile. De ce crezi tu că acum produsele voastre pe domeniul ăsta, cel puțin în România, sunt cele mai apreciate? Adică nu doar cele mai apreciate la nivel teoretic, ci inclusiv la vânzări. Odată că avem o gamă extrem de diversificată, eu acum astăzi am adus un ceas special la care voi ați făcut review, da. Un ceas care este singurul smartwatch, nu numai din România, dar și din lume, care are o funcție certificată medical și anume tensiunea arterială și are și EKG-ul tot așa certificat medical, dar pe partea de tensiune arterială este singurul certificat medical. E certificat la nivel de Europa sau certificat în fiecare țară? La nivel de Europa, dar și în România de institutul. Și cum, de curiozitate, cum decurge o procedură de asta? Veniți cu dispozitivul? E o întreagă hârțogăraie și avem un departament de legal care lucrează pe, trimite documente acestea la instituțiile statului și le analizează, văd documentele și se aprobă după o vreme, dar durează. Adică certificarea asta în Europa pentru Watch D a durat mai mult de un an. Și ca o paranteză, noi avem un ceas Watch 4 Pro care în China mai are o certificare în plus care nu s-a aprobat încă în Europa și anume pe blood glucose, adică pentru cei zahărul care din sânge, vor să vadă, pentru că e un subiect foarte delicat, trebuie foarte multă cercetare, pielea, culoarea pielii la zeci de mii de oameni, teste la... Da, că te gândești că astea până la una se măsoară cu niște LED-uri care emit da, niște culori, niște exact, lumină pentru că piele. Acesta care e pentru zahărul nu e prin înțepat, ci pur da, și da, simplu da. Tot prin lumini și atunci ca să fie măsurile cât mai exacte, trebuie foarte mult, foarte multe teste. Iar în China au făcut cu diverse universități, au avut eu urât să spun cobai, dar au avut oameni care s-au înscris în program teste, da. Și au avut zeci de mii de oameni care au făcut asta. În Europa durează mai mult. Și până la urmă, în toată industria medicală se folosesc oameni da, care participă la... inclusiv la medicamente. Da, exact, adică da. Oamenii se înscriu și sunt așa, știi, cu pastila care nu face nimic. Da, da, da. Cu... Unora li se dă, da, li se da. Dau alea, altora și... li se dau cele reale. Și chiar se studiază. Așa și aici, așa se întâmplă și... Deci, ca să revin la întrebarea ta, cred că pe primul loc este designul. Aici pot să spun cu mâna pe inimă că la design nu ne bate nimeni. Adică... Pentru că arată ceasul. Odată arată ceasul. Da? Deci, asta apreciază lumea, că... exceptând ceasul acesta Watch D2, care este pătrățos, adică e pătrat aproape și pe care chiar am văzut că la unii jurnaliști a fost ca un minus că vreau ceas rotund, majoritatea sunt rotunde și nu e nici rotund în pătrat sau pătrat în rotund sau diverse combinații în astea, nu, e ceas clasic și folosite materiale premium, adică exact ca la ceasurile normale, fie oțel, fie titaniu, fie un... o sticlă
rezistentă, ori chiar Safir. La modele de sus, cum este seria GT5 Pro sau la seria Watch Ultimate, se folosește Safir. Se folosește o ceramică, care o ceramică astea foarte... Astea sunt materiale premium, inclusiv pe da, ceasurile tradiționale. Da. Și, de exemplu, la ceasul nostru de femeie, Watch GT5 Pro de damă, de 42 de milimetri, arată și toată brățarea este din ceramică, arată fix ca un ceas clasic. Am văzut la cineva un ceas din ăsta clasic și prima dată am crezut că e ceasul nostru, dar era fix un ceas clasic. Da, păi, deci, probabil că de asta sunt așa apreciate și aș îndrăzni eu să te completez dacă e și un capitol la care mulți alții își dau cu stângul în dreptul. Da, autonomia. Da, autonomia într-adevăr, pentru că eu acum nu chiar mi-am promis să nu zic nimic de competiție și nu o să zic de competiție, dar eu chiar nu m-aș vedea pe mine să încarc ceasul în fiecare zi. Crede-mă, am să trecut mă prin ferească Dumnezeu N modele și deci, am renunțat la unele foarte performante pe hârtie, tocmai pentru că trebuia să le încarci în fiecare deci, zi. Deci mi-e târșă să-mi încarc telefonul zilnic. Adică și avem atâtea dispozitive în jurul nostru care le încărcăm. Mai lipsea și ceasul să-l încarc zilnic. Adică asta mi se pare un mazochism total. Adică chiar nu înțeleg. Și aici noi am dezvoltat două tipuri de ceasuri. Pentru cei care caută eSIM, care vor să păstreze un număr, să-și dubleze numărul, să supună un alt număr sau orice altă soluție de genul ăsta, să aibă și să alerge sau să meargă prin oraș fără să aibă telefonul la ei, aleg acel model cu eSIM, dar care are o autonomie între 4 și 5 zile, sau dacă își pun toate notificările pe SIM și tot, poate chiar 2 zile jumate, 3, și avem niște ceasuri superbe acolo, dar în același timp ne-am gândit la cei care vor doar un ceas care să țină bateria mult, să arate bine și să aibă toate funcțiile care are nevoie un om obișnuit. Uzuale, da. Respectiv, să îmi vină toate notificările, monitorizarea somnului, care este foarte importantă în ultima vreme și mai ales la GT5 am băgat și mai multe canale și și mai precis cu noul TrueSyn. Chiar am văzut, urmăresc eu un tip din Austria care face niște teste super geek la... Cred că îl știu și eu. Care și care testează și își pune strepuri pe piept și noaptea doarme cu ele și compară graficul de somn. Ei bine, pe graficul ăla mare, noi suntem acolo în top, on the top. Sunt multe alte branduri, nu zic care sunt mai la vale, adică nu e foarte precis la somn sau la ceva. Oamenii nu înțeleg și asta e foarte important de menționat. Care e diferența între un smartwatch ieftin sau B-brand și un ceas scump? În primul rând, senzorii. În primul rând, senzorii. Că există senzori care merge așa și așa și există senzori care sunt mai preciși. Ca să pui, să ai un senzor de somn bun, să ai un senzor pentru pași, pentru respirație, pentru puls, pentru toate acestea, înseamnă investiție mai mare. După aia materialele, pentru că există ceasuri care arată ca un ceas de copii sau un ceas de la pufuleț, cum îi spun eu, sau ceasuri care arată ceas. Și atunci un safir, inclusiv cureaua, pentru că da, avem și ceasuri care au o curea simplă din silicon, dar sunt și curele care sunt din materiale speciale, care nu îți atacă pielea, nu îți faci iritații pe piele. Inclusiv la asta de silicon, eu... Dacă te duci la de-asta no-name-uri, e o loterie acolo. Da, și de asta, de exemplu, da, poți să comanzi de pe site-uri dubioase brățări cu 3 lei, dar brățările bune și la brandurile mari încep de la $100 în sus. Și lumea zice, a, e $100 că e... Nu știi ce pui pe tine când pui o brățară de 3 lei, că nu știi din ce materiale s-a făcut și ce vopseluri s-au folosit și așa mai departe. Deci revenind și finalizând, a zice că designul, că arată ceas și nu a jucărie, materiale și autonomie. Astea sunt aturile noastre în acest și moment. Și luându-le pe toate în considerare, precum și statisticile pe care mai mult ca sigur că le aveți, care e cam cel mai de succes model pe piața noastră?
Seria GT, acum în paralel avem și GT4 pe piață și GT5 și ambele se vând bine, dar surpriza a fost că GT5 Pro s-a vândut chiar mai bine ca GT5, adică un model mult mai scump, pentru că lumea a apreciat și EKG-ul și a apreciat materialele, adică ca funcții de bază nu sunt foarte multe diferențe între un GT5 simplu și un GT5 Pro. Dar materialele, EKG-ul este în soft, iar la hardware partea de materiale, adică titan și safir. Da. Dar lumea totuși a mers către un model mai sus. Iar ăsta, surprinzător, s-a vândut foarte, foarte bine. Foarte bine. Adică de când l-am lansat de o lună jumate... Oameni care au o necesitate clară în domeniul ăsta. Da, pentru că... Nu poți să umbli cu un holter după tine, că e complicat. Adică dacă ai nevoie, doctorul îți spune că trebuie să te monitorizezi 24 sau 48 de ore, acel ambulatory blood pressure monitoring, ca să știe din jumătate de oră să-ți faci o monitorizare cu care să te duci la doctor, aia îți cam limitează un pic... acea zi sau acele două zile, că nu prea poți să ieși pe stradă cu un ai dispozitivul pe tine și cu fire peste tine. No. Și atunci acest ceas înlocuiește cumva acel holter și are această funcție de ambulatory blood pressure monitoring certificată medical. Și asta este iarăși singurul dispozitiv și oamenii nu-și cumpără doar pentru părinți, deși este un lucru foarte bun, pentru că softul nostru despre care n-am vorbit la ceasuri, care este un alt atu important, care odată oferă compatibilitate cu Apple, adică sunt foarte multe ceasuri din astea non-name care nu prea merg cu iOS. Da, da, da. La noi merg. Pe Apple și pe Android. Așa, merge pe orice telefon Android, dar avem și acel Health, aplicația noastră Health, care este foarte complex și, de exemplu, poți să share-uiești datele în familie și să vezi, de exemplu, dacă cumperi un astfel de ceas și dai unui părinte, poți să vezi în timp real, chiar dacă e la distanță, nu trebuie să te sperii, să zici, nu mi-a răspuns la telefon, oare ce se întâmplă, ai datele, vezi cum evoluează, adică e foarte complexă și partea asta de health la noi. S-a investit foarte mult în zona asta de health. O ultimă întrebare legată de partea asta de smartwatch-uri. Pe când plăți NFC? În România, bineînțeles. Da, asta am râs pentru că e o întrebare... cred că e ultima chestie care lipsește. Da, da, deci foarte mulți ne-au reproșat că ar fi cumpărat ceasurile noastre dacă aveam plățile NFC. Am fost aproape să se întâmple anul ăsta cu Curve, dar am înțeles că în Curve s-au făcut niște modificări, s-a reinvestit în Curve de alte companii și e posibil să căutăm o altă soluție care momentan e în lucru în vestul Europei și au zis că e posibil ca până la finalul anului să fie implementat în anumite țări în Europa și noi așteptăm să se întâmple asta la anul. Dar acum, astea sunt primele promisiuni. Dar oricum sunt mai aproape decât erau acum 2 ani. Că acum 2 ani când noi întrebam, primeam doar no comment din regiune. Adică, pentru că noi avem pe ceasuri Harmony OS Lite. E tot un Harmony OS, dar e un pic mai, evident, mai, nu pot să spun, simplificat, că asta este cuvântul, față de un telefon sau de o tabletă. Și este foarte greu de a lua o aplicație și a o rescrie pentru partea asta. Adică, să zicem, să iei Curve, aplicația Curve și să o pui în formatul ăsta. Dar se va rezolva, sper, anul care vine. Un alt segment de produse pe care voi stați bine și o spun din postura unui om care ascultă muzică la un nivel destul de și de volum, dar și de pretenții înalt, așa este cel al căștilor audio. Fie că sunt in-ear-uri sau over-ear-uri sau sunteți mai mult pe in-ear-uri decât pe over-ear-uri. Da, da. Sincer să fiu, aici iarăși Huawei a fost un pionier și s-a dus foarte mult în direcția asta. In-ear-urile au fost dezvoltate cu diversi producători de audio profesioniști care sunt buni la miniaturizare și, de exemplu, la FreeBuds Pro 3 am avut dual drive
care în spațiul ăla înseamnă enorm pentru un audiofil. Dar în paralel, compania a mers și către alte tipuri de căști, cum sunt free clipurile. Adică eu, de exemplu, dacă mă întreb ce căști am, eu am 3 perechi de căști. Și ironic, over the year-ul, studiourile, când le-a lansat Huawei, practic, cred că piața n-a fost pregătită, pentru că oamenii, adică nu avea încă un brand awareness atât de bun Huawei în zona asta de audio și lumea a zis, ce cu căștile astea, știi? Adică mai ales că erau destul de sus ca și preț, în zona aia erau alte branduri consacrate și n-au avut succesul contat și n-am mai recreat modelul 2, 3, 4 cum eu mi-aș fi dorit. Dar să sperăm că în viitorul apropiat o să își reconsidere un pic poziția și să facă niște căști, pentru că sunt niște căști absolut minunate. Iar, de exemplu, la birou folosesc FreeClip pentru că sunt acele căști open. Am văzut chiar acum vreo două zile în metro o doamnă destul de elegantă așa și nu la, să zicem, prima tinerețe, care avea aceste căști. Da, și s-au vândut foarte bine, foarte bine s-au vândut și nu erau ieftine. Deși inițial oamenii s-au uitat foarte ciudat pentru că și arată foarte ciudat. Da, arată ca niște cercei mai mari așa. Da, lumea zice ești hipster sau ce cu tine, dar sunt ideale în, de exemplu eu de ce le port la birou, sunt ideale pentru conferencing, când stai foarte mult în fața calculatorului, pentru că nu le simți. Adică, practic, după 15 minute ai uitat de ele. Adică, efectiv, uiți de ele. Nu te deranjează. Eu mai am o pereche FreeBuds Pro 2 care le bagi în ureche, dar problema acolo este că după o vreme începi să te... Ca orice cască in-ear să te deranjeze. Și la mine e și sezonier. Când e foarte cald afară, nu mai port studiourile over the year pentru că mi se încing urechile și atunci port pro-urile alea in-ear, cât mă duc la servici în metrou etc, că și ANC-ul e foarte bun. Și iarna sau când se face frig, port astea over the year pentru că îmi și țin de cald. Da, da, da. Și nu mai port șapcă sau căciulă. Deci se completează. Dar, într-adevăr, zona asta de audio, pot să spun că avem foarte bune vânzări în România, adică suntem în top 3, atâta pot să spun clar, și avem un awareness bun. Și în zona aia mai de jos, unde iurile au avut mereu succes, adică de la primele generații, chiar cu FreeBuds 4i, mi-aduc aminte că au fost printre primele comunicate pe care le-am dat că am rupt vânzările, eram pe primul loc în România, adică pe True Wireless Solution, din alea am vândut cel mai multe. Deci alea erau best buy ever. Evident că au venit 5U, 6U care sunt mai pretențioase, au încercat să facă ANC-ul mai puternic și nu mai sunt chiar în zona de Best Buy, chiar dacă, de exemplu, la 5 și la 6 am încercat să menținem prețul sub $100, oamenii în România ar prefera ceva și mai ieftin, dar ieftin și bun, să zicem. Există ESE-urile. Există ESE-ul, dar evident sunt ok, dar nu sunt la nivelul lui I, asta e clar, dar avem aceste game și mereu încercăm să diversificăm, cum am încercat și cu FreeBuds 5, dacă știi, care aveau așa o formă puțin mai ciudată, care sunt hibride, adică sunt semi stau open, agățate în ureche, stau agățate în ureche, nu sunt nici open, nu sunt nici closed, deci sunt acolo și au fost cele ok, dar cel mai mare succes pot să spun că am avut mereu pe seria I, după aia Pro și mai nou pe FreeClip, care FreeClip a rupt. Și mai au un avantaj FreeClip-urile că le poți, de exemplu, când mergi către metrou sau la birou, că le port, auzi și ce se întâmplă în jurul meu. Adică asta faptul e că e open space, pe stradă, că e dacă important. Îmi pun pro-urile pe stradă, tot timpul trebuie să mă uit în spate, vine o trotinetă, vine o mașină, vine ceva și tot, nu mai ești atent la ce faci, adică e nasol că... să nu fii aware de tine, de ce se întâmplă. Da. Cred că dacă ai deschis internetul
în ultimul an de zile cel puțin, nu se poate să nu fi dat în mod obsesiv peste termenul de inteligență artificială, AI, 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 peste tot, toată lumea e cu AI. În cazul vostru, în curtea voastră, ce se întâmplă cu AI-ul? Le găsim AI în viitoare sau în actualele dispozitive? Noi avem o formă de AI în procesarea pozelor, unde, na, evident că se făcea cu AI, dar n-am făcut niciodată hype pe tema asta și nici acum nu facem hype, nu suntem în trenul AI. Eu nu, chiar nu sunt fan AI, adică eu m-am plictisit de AI, eu cred că e o bulă AI-ul ăsta, eu poate o să fiu criticat pentru asta, dar eu cred că se exagerează cu acest AI. Dar probabil că oricum se merge în direcția asta, adică că vrem noi sau nu vrem, doar că încă nu am... Apropo de, probabil că știi că în China noi suntem pe top 5 producători de chipuri de AI, adică pentru servere care fac calculele de AI, adică avem procesoare ca și Nvidia. Cred că știi că în momentul în care Nvidia a primit bani să mai vândă în China, cine a crescut? Asta este viața, adică deci procesoare facem pentru AI, acum să vedem chestiunea asta... cum se va regăsi și în viitoare produse. Dacă și... te uiți așa, cam toată lumea promovează aceleași funcții relativ banale. Păi asta am vrut să spun, pentru că vezi, AI-ul a devenit o unealtă de marketing. Când nu mai ai ce să aduci, când vinzi de 5 ani același design, când vinzi de 5 ani aceeași cameră, același procesor cu 10% în plus în fiecare an, de care oricum nu mai ai nevoie, pentru că lucrurile s-au demonstrat că ai peste 1 milion în AnTuTu, îți merge orice joc. Îți merge orice joc și acum și peste 2 ani, că îți dă 2 milioane în AnTuTu, la fel îți merge jocul. Asta e ca aia, diferența deci... între 300 de cadre pe secundă și 170. Exact, exact. Tot foarte bine. Adică, merge. Da, adică sunt și monitoare cu 500 de frame-uri pe secundă, dar pentru un utilizator normal deja de la 100 în sus tot aia e. Adică, poate există unul din 1 milion care să aibă ochi și cred că știm amândoi pe cineva în România care are ochi care să facă diferența între 200 și 300, da, da. Dar un jurnalist vechi, dar 90% din populație, they will not do any difference. Așa că din punctul meu de vedere, când nu mai poți să aduci nimic și vrei doar să spui că am scos un nou telefon sau un nou sistem de operare care aduce ceva nou, ce faci? Ai, gata. Deci au fost și meme-uri pe tema asta, multe. Adică, am înțeles. Cred că ești primul invitat de când facem podcastul care e atât de vehement, nu neapărat împotrivă, dar împotriva... implementărilor actuale. Deci, oricum, implementările actuale chiar sunt, exact cum ai spus și tu, destul de rudimentare. Că îți traduce, păi îți traducea și WhatsApp-ul sau puteai să faci textul speech alea, de ani de zile. Chestiile alea care au o anumită doză de utilitate sunt generarea de poze și chestii de-astea care câteodată te pot ajuta. Nu știu, ai nevoie de o imagine și poți să o genereze. Da, doar că și aici, eu, de exemplu, nu sunt de acord cu pozele generate de AI, adică mi se pare depinde de contextul că... în care le folosești. Hai să schimbăm, că ne apropiem de sfârșit, hai să schimbăm complet foaia și zi-mi, în afară de treaba asta cu tehnologia, că până acum doar de ea am discutat, ce hobby-uri mai ai? Ce-ți place să faci în rest? Da, păi... îmi plăcea să merg foarte mult pe munte, dar în ultimii ani am lăsat-o mai moale, că na, ruginim. Dar îmi place să citesc, mai citesc, am întrecut înapoi la hârtie, deși o vreme citeam digital. Și mă uit la seriale, mă mai joc câteodată pe telefon. Da, culmea, merg încă jocurile pe telefoane noastre, deși se spune că nu merg, dar merg. Adică, și cam asta, că în rest nu prea e foarte mult timp pentru, din păcate, 90% deci... este job, home job.
Dar în weekend-uri încerc să ies din oraș, să călătoresc și, cum ți-am spus, cititul și seriale au mai rămas. Înainte mă mai jucam pe calculator, mult. Adică acasă încă am un calculator destul de puternic, dar s-a pus praful pe el. Adică efectiv simt că nu mai mă atrage nimic. Bine, când apare câte un joc din ăsta, gen de la Blizzard, cum a fost Diablo sau ceva, îți renaște pasiunea sau sunt din ăsta RPG-ist eu sau cum a fost Path of Exile. Acum aștept să apară Path of Exile 2, pe care iar o să-l joc probabil 2 ani ca disperatul, să rup 5 mouse și după aia iar o pauză mare. Nu pot să zic că nu te înțeleg, mai ales în stadiul în care au ajuns multe dintre jocurile actuale. Dar shooterele și toate astea nu mai atrag ca pe vremuri. Înainte mă jucam orice shooter, orice nebunie, dar acum am... Dacă stau o jumătate de oră pe telefon într-un joc din ăsta în care mai trebuie să dezvolți un oraș și te bați acolo cu alți nebuni ca tine, e suficient de relaxant la sfârșitul zilei pentru mine. Am înțeles. Atunci, la sfârșit, să ne urmăm tradiția. Noi avem niște întrebări la sfârșit pe care le punem tuturor invitaților și sunt destul de simple și la obiect. Android sau iPhone? Android all the way. De ce? Pentru că toată viața am fost alături de sistemul ăsta de operare și mi s-a părut foarte permisiv. Pe când la iPhone, acum când văd că după 18 serie se laudă și ei că pot să muți o iconiță pe prima pagină, deci sincer, dacă n-aș fi în domeniul ăsta, aș zice că e o caricatură, e o glumă. Adică... Nu știu, m-am obișnuit mai mult cu Android, pur și simplu. Eu cred că e o chestiune de obișnuință, deși văd că din ce în ce mai mulți prieteni ai mei și cunoștințe sar dintr-o tabără în alta. Dar eu rămân fan. Acum să vedem dacă pot să zic fan Android sau fan Harmony OS. Da, să vedem ce rezervă viitor. Și deși știu care va fi răspunsul întrebării, este, am fac datoria să o pun, Mac sau PC? PC, deși am avut și Mac, la jobul meu anterior am avut un Mac ca și PC de muncă și deși primele 3 luni îmi dădeam cu capul de pereți, după aia, după alte 3-6 luni m-am atașat destul de mult de simplitatea de fapt a interfeței și ce îmi plăcea mereu a fost că ținea enorm bateria, adică nu poți să ignori anumite chestii. Dar aici este un pic mai greu. Adică pentru mine, dacă vorbim de zona asta de gaming și alte chestii, rămâne PC-ul. Adică este evident, cum ți-am spus, trebuie să apară Path of Exile 2, la revedere, poate să fie Mac-ul din univers Mac. Până n-aduc jocurile și nativ cum le are Windows-ul, n-avem ce de discuta. Fac ei niște eforturi, dar nu foarte... Dar fac de câți ani fac? Da, tot fac. Da. Am ajuns la sfârșitul ediției astea Update Go For It. Îi mulțumim lui Francesc pentru că a participat. Chiar a fost o discuție extinsă. Ați aflat, sper eu, multe... elemente noi, pe care poate nu le știați despre ce produse are pe piață, urmează să aibă pe piață, direcțiile în care merg. Iar noi ne auzim la viitorul podcast din seria Update Go For It. We'll be right back.